Unul dintre cele mai importante proiecte culturale ale toamnei, intitulat generic Duelul Viorilor, va poposi pentru al 6-lea an consecutiv, joi 6 octombrie, începând cu ora 19, pe scena Casei de Cultură de la Roman. Invităm romașcanii, joi 6 octombrie, începând cu orele 19, la ediția a 6-a a Duelul Viorilor. Este un concert frumos, romașcanii deja au prins gust, spectatori sunt, așa că așteptăm cu mare drag. Armele, deci Duelul Viorilor, dar să nu înțelegem chiar vor fi arme. Armele vor fi vioara Stradivarius, construită în 1694, instrument pus la dispoziția lui Liviu Prunaru de vestita Orchestră Royal Concert Amsterdam, și vioara Guarnieri Geldesu, Catedrala, datată în 1731, instrument la care a cântat și George Enescu, pusă la dispoziția violonistului Gabriel Croitoru de către Asociația și Muzeul Național George Enescu. Concertul va fi susținut de violoniștii Liviu Prunariu și Gabriel Croitoru pe două viori celebre, Stradivarius și Guarnieri, fiind acompaniați de pianistul Horea Mihail. Combatanții sunt renumiți artiști, violoniști importanți, importanți și internațional, deși s-au remarcat și internațional, sunt domnul Liviu Prunaru și Gabriel Croitoru, care sunt în prima ascensiune, au în palmaresul lor numeroase premii internaționale și noi așteptăm cu mare drag. Iar arbitru este prietenul, putem spune așa, prietenul romașcanilor, domnul Horea Mihail. Ne leagă o frumoasă colaborare și, de asemenea, un artist valoros care s-a remarcat și prin mai multe proiecte, ca pianul călător, mai are câteva proiecte așa. Dânsul a vrut să aducă acest gen de muzică și în orașele mai mici, care nu au școli consacrate de muzică, și atunci ne încântă și ne ajută cu acest proiect. Intrarea la concert se va face pe bază de bilet, ce are o valoare de 15 lei. Biletele se vând zilnic la casieria Casei de Cultură a Sindicatelor, deschisă între orele 9:12 și 16:18. Intrarea este permisă pe bază de bilet. Prețul unui bilet este de 15 lei. De unde pot procura? De la casa de bilete. Casa de bilete este deschisă zilnic între orele 9:12 și 16:18. Așteptăm cu mare drag toți romașcanii să vină, cunoscând că este un concert deosebit de frumos. La vioara Stradivarius, datând din 1694, pusă la dispoziție de Orchestra Royal din Amsterdam, va cânta Liviu Prunariu, iar la vioara Guarnieri, datând din 1731, pe care a cântat și George Enescu, a fost pusă la dispoziție de Muzeul Național George Enescu, în patrimoniul căruia se află prețiosul instrument. Pianistul Horea Mihail, absolvent al Universității de Muzică din Illinois și a celei din Boston, ambele din Statele Unite ale Americii, unde a fost și lector universitar, este și interpret în proiectul cultural Pianul Călător, în care și romanul este înscris ca itinerar cultural. Proiectul este organizat de Radio România Actualități și Asociația Culturală Accendo, fiind finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în parteneriat cu Muzeul Național George Enescu.